De la începutul anului, în mediul online a apărut o informație cum că la unitatea de primiri urgențe, pe linie de pediatrie, nu va mai fi un medic, fapt ce va duce ca timpii de așteptare să se mărească considerabil. Îngrijorarea s-a produs imediat în rândul giurgiuvenilor, care au început să își exprime nemulțumirile imediat în mediul online. Legat de această situație, ieri după amiază, conducerea Spitalului de Urgență Giurgiu a emis o notă informativă prin care se anunță că doamna doctor Luana Nicola, medic urgentist pediatrie, și-a prelungit contractul de colaborare cu unitatea medicală și va continua să asigure alături de medicii pediatri asistență medicală în regim urgență. Notă informativă din partea conducerii SJU Giurgiu. Ca urmare a informațiilor ce s-au propagat în mediul public digital, conform cărora începând cu ianuarie 2024 nu se poate asigura linia de gardă UPU pediatrie, venim cu următoarele clarificări. Doamna doctor Luana Nicola, medic urgentist pediatrie, și-a prelungit contractul de colaborare cu unitatea medicală și va continua să asigure alături de medicii pediatri asistență medicală în regim urgență. Din cauza problemelor de sănătate ale unor colegi, anumite gărzi rămân încă descoperite pe specialitatea UPU. Este important de înțeles că pacienții vor fi văzuți de medicii specialiști care efectuează gărzi în celelalte specialități conform patologiei asociate. Ne cerem scuze pe această cale pacienților giurgiuveni și asigurăm că se fac toate demersurile legale pentru remedierea cât mai rapidă a situației. În prezent, reprezentanții spitalului fac demersurile necesare pentru a asigura permanența unui medic de gardă pentru toate secțiile cu precătere acolo unde este un deficit vizibil de personal medical.